Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva lui Florin Câțu și a miniștrilor. Cauza ar fi modul în care a alocat sumele către primari din fondul de rezervă. Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat faptul că socialdemocrații vor depune plângere penală împotriva lui Florin Câțu și a ministrilor pentru modul în care au alocat sumele către primari din fondul de rezervă. De asemenea, decizia guvernului va fi atacată pe toate căile. Iohannis și Câțu au decis că dacă nu trăiți într-o comunitate condusă de un liberal, veți suferi de frig, sărăcie și foame. Au alocat 80% din banii pentru administrația locală către localități cu primari PNL și UDMR, a declarat Marcel Ciolacu într-o postare publicată pe Facebook. De asemenea, secretarul executiv al TSD Mehedinții, Alexandru Cojocaru, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, punând că cetățenii din comunitățile locale conduse de PSD sunt umiliții de guvernul PNL. Nemernicia lui Câțu a întrecut orice limită. Cel mai incompetent premier pe care l-a avut România și-a plătit funcția de președinte PNL a seară noaptea ca hoții, atunci când din rezerva de stat a României și-a premiat susținătorii la Congres. Primăriile PSD au primit sume infime care blochează practic continuarea dezvoltării acestor localități, dar condamnă și cetățenii din aceste zone la frig, sărăcie și foame, ceea ce este de neacceptat. PSD va lua toate măsurile împotriva marionetei Câțu și a popușarului Iohannis pentru a veni în sprijinul oamenilor din localitățile care nu au avut norocul să fie conduse de un liberal. România trece printr-o situație critică, iar Florin Câțu a alocat 80% din banii pentru administrația locală către localități cu primari PNL și UDMR.